Bună, dragilor! Uite, sunt aici la o nouă clinică pentru că știți că îmi place să am grijă de mine. Fac anul ăsta 40 de ani, am obiectivul 40 egal 26. M-am întrebat multă lume de ce 26. Ei bine, așa mi se pare mie că la 26 eram perfectă. Nu 25, nu 27, la 26. Deci ca la 26 vreau să ajung în septembrie și am hotărât să fac o vizită și la clinica de dermatologie Iara. Vreau să mă vedeți așa că mă uit, pentru că am aici un client foarte drăguț pe care vreau să vi-l arăt așa. Și am hotărât să-mi fac o epilare definitivă. Eu am mai trecut prin acest procedeu de epilare definitivă la axilă, prin procedeul IPL, nu vreau să greșesc. Acum însă se pare că e o nouă tehnologie. Eu atunci știu că am vrut să-mi fac în mai multe zone, dar din cauza durerii am renunțat. Și am auzit că cu laserul nu doare așa de tare. Am auzit că se pare că poți să stai la soare, adică dacă fac acum această epilare și plec în vacanță, peste câteva săptămâni nu este absolut nicio problemă. Așa că am venit să aflu mai multe detalii despre această epilare definitivă cu laserul și o să o las pe doamna doctor dermatolog Alexandra să ne vorbească mai multe, să ne spună exact despre care sunt diferențele între această nouă procedură și IPL sau SPL. Haideți să vedem ce spune doamna doctor. Alexandra. Bună, Ivana, ne bucurăm că ai decis să ne vizitezi, să încerci și epilarea cu laser. Uite, eu asta, de asta am venit, că am auzit că epilarea asta cu laser, în primul rând, nu doare. Adică e clar că toate ne dorim să scăpăm de acele ședințe de epilare cu ceară, care, pe lângă faptul că durau foarte mult, este perioada aceea în care nu poți nici încă să te epilezi și dar nici nu este prea mare firul ca să poți să-l dai jos. Și eu am trecut, eu sincer, de-aia am ajuns să mă epilez cu lama, pentru că eu aveam filmări, de multe ori trebuia să am, nu știu, să fiu nu neapărat dezbrăcată, dar nu știu, ies de la baie, da? Și camera, dacă dă un detaliu pe picior, poate să vadă acele fire, chiar dacă sunt de 2-3 mm. Și atunci am început, ani la rând, am început să mă epilez cu lama și așa am ajuns la epilarea definitivă. Numai că aș putea să fac peste tot, dar că mă durea naibii de tare, așa încât acum când am aflat că există ceva nou care nu doare atât de tare, am zis să încerc. Dar tu povestește-ne mai mult, adică nu numai asta cu durerea, povestește-ne exact care este diferența între ce știm noi și ce această nouă tehnologie. Într-adevăr, epilarea laser este o metodă mult mai modernă de a scăpa de firele de păr nedorite și, într-adevăr, există diferențe destul de mari între epilarea cu laser și epilarea cu lumină intens pulsată. Trebuie știut că lumina intens pulsată nu acționează doar pe rădăcina firului de păr pe care ne interesează să o distrugem, ci și pe celelalte structuri din piele, pe vasele de sânge și pe pigmentul din suprafață. În timp ce laserul este direcționat strict pe rădăcina firului de păr, ceea ce duce pe de o parte la rezultate mult mai bune și pe de altă parte la o siguranță mult mai mare a procedurii. Într-adevăr, epilarea cu laser este mult mai puțin dureroasă față de epilarea cu IPL, tocmai datorită acestei selectivități. Se poate realiza și pe perioada verii. Singura recomandare este ca pielea să nu fie expusă cu 5 zile înainte și 5 zile după la soare. Pot beneficia de epilare definitivă cu laser și persoanele cu pielea mai închisă la culoare, persoane cu fir de păr nu atât de negru și nu atât de... Asta a fost problema mea, eu nu sunt păroasă, de da. Fel, și ani de zile n-am putut să-mi fac, îmi spunea, păi nu, că ăsta nu e păr, nu se poate, nu-l vede. Deci asta e, de se poate și dacă nu ești foarte păroasă și n-ai un fir din ăsta gros și vizibil. Da, cu laserul se poate. Într-adevăr, laserul nu vede firele de păr albe sau roșcate sau blonde care nu au suficient pigment. Însă un fir de păr maro deschis, care nu ar merge epilat cu lumina intens pulsată, va reacționa la epilarea cu laser. Am înțeles. Eu acum, ce să zic, am zis să încercăm și după aia o să spun exact ce am simțit doamnelor sau și domnișoarelor care vor să-și facă. Asta, deci, înseamnă că dacă eu fac astăzi, doar 5 zile n-am voie să îmi expun pielea la soare, după care pot să merg liniștită la plajă. Și când ar trebui să revin pentru următoarea ședință?
Ședințele se realizează o dată la 2 luni de zile. Se realizează un număr de ședințe ce poate varia de la persoană la persoană și în funcție de zona pe care o tratăm, care poate să varieze între 5 și 10 ședințe. Ulterior, mai este nevoie de o ședință de întreținere, o dată la 1 sau 2 ani, în funcție și de cum crește părul, tocmai pentru a elimina ceea ce a mai apărut pe parcurs. Da. Deci o dată la 1 an sau la 2 ani, în funcție de ce mai apare, mai facem o ședință. Și mai vreau să întreb dacă aveți vreo ofertă ceva în perioada asta, acum că toată lumea vrea să fie frumoasă la soare. Într-adevăr, avem pe perioada lunii iunie o ofertă pentru epilare laser la Clinica Iara. Deci, doamnelor, nu aveți niciun motiv, și domnișoarelor, nu aveți niciun motiv să nu veniți să vă epilați definitiv, să scăpați de această corvoadă din 3-3 săptămâni, ce puțin era la mine, de a vă epila buceală. Astăzi încercat epilarea definitivă cu laser. Vă spuneam că în trecut am mai încercat epilarea definitivă cu IPL și m-a durut foarte tare. Deci am vrut să-mi fac epilare definitivă, mi-am făcut la axilă cu succes, dar când am trebuit să trec la inghinal, m-a durut atât de tare încât după prima ședință nu am mai călcat în salonul, în clinica respectivă. Așa că acum când am auzit că există o epilare nouă definitivă care nu doare atât de tare, am zis hai să încerc din nou. Când am aflat că poți să stai și la soare chiar dacă îți faci aceste ședințe de epilare definitivă, am zis acolo trebuie să mă duc să-mi iau inima din și să încerc să văd dacă într-adevăr nu doare atât de tare. Doamnelor și domnilor care vreți să faceți epilare definitivă, nu doare. Deci astăzi, după cum ați văzut, mi-am făcut gambele, dar după cum n-ați văzut, am încercat și zona inghinală și ghiciți ce, nu m-a durut absolut deloc. Doamna doctor spunea, dacă simți acum să-mi spui că pot să dau intensitatea mai mică și dacă totuși te doare, nu am simțit decât niște mici pișcături, așa, înțepături, adică nu are legătură cu durerea pe care am simțit-o în trecut. Așa că trebuie neapărat să încercați această epilare definitivă cu laser. Mergeți la Clinica Iara pentru că m-am simțit foarte frumos și foarte bine. Era acolo curat, liniște, intimitate. Doamna doctor care ați văzut-o că este tânără, frumoasă și foarte deschisă să explice cu lux de amănunte fiecare lucru pe care ți-l face. Dacă sunteți în zona, pentru că este în zona chiar la intrarea în Otopeni, deci cei care stați în Băneasa, în Otopeni, mergeți neapărat la această clinică pentru că eu zic că o să vă simțiți foarte, foarte bine.